Hei și salutare lumea, aici Robi și bine v-am regăsit la un nou episod. De data aceasta filmăm pe serverul rpg3.bizon.ro. Frumos, le primăm cu șamanul de data aceasta, deoarece nu știam așa un chef de plimbat cu avionul. Dar haideți să nu ne mai plimbăm cu avionul, deoarece imediat avem sesiune de anunțuri gratuite. Și zic, hai să filmăm această sesiune. Zice, salit, zice la băieți să zică salit. HC, ziceți salit. Perfect. Ce vom face noi? O sesiune de anunțuri gratuite în care vom da anunțuri la anumit jucător. Doresc să vedeți și voi ceea ce face un reporter. Pentru cei ce nu au văzut până acum, salit, filmez pe eu ce am zis uneori. Pentru cei ce nu au fost news reporter sau pentru cei ce vor să se ducă news reporter și nu mai vreau niciodată, acum veți avea ocazia. Să vedeți cam cum decurge o sesiune de anunțuri gratuită. Particip. Cei care fac lista, vă rog să-mi dați mie S plus Milfez, da. Particip. Perfect. Bun, hai că am ajuns la News Reporters, deci imediat începem sesiunea de anunțuri gratuite. Să le zicem la băi să facă lista asta ca să obțin fă particip 4-2-1. Așa, particip 4-2-1. Pac, pac. Vom intra în newsvan. Din newsvan, dacă nu ai, dacă ai rank 1 până în rank 5, dai din newsvan sau din HQ. Dacă ai rank 6, poți dai news-uri de unde vrei tu. Aștept ID-uri. În fine, să vedem. Anunțurile gratuite au început. SMS 421, SMS 334. Mai particip așa 34, SMS 72. Și acum facem lista pentru început, pentru a vă putea integra și voi în facțiunea News Reporters, faceți. În aceste 5 minute pe care le aveți, colegii voștri din News Reporter s-au timpul ăsta de 5 minute la dispoziție să vă spună ID-ul, urmând ca voi să-l puneți pe listă. Evident, voi punându-vă numărul vostru de telefon primul, adică 421 e numărul meu de telefon, după care urmează numerele de telefon a colegii mei. Aici depinde cine are S plus S, adică start plus stop, de la asta vine S plus S, de la start plus stop, adică eu sunt răspunzător de startul și stopul. Tony zis alită că până acum a zis alită că până acum Tony n-a văzut că filmez, are și acum ocazia să mă vadă filmând din facțiunea lui. Da, sunt membru nou, după cum vedeți pe raport, deja am făcut foarte, foarte multe puncte, m-am și îmbogățit, dacă vă puteți uita, dacă puteți face o comparație dintre primul și episodul ăsta, deci m-am îmbogățit destul de mult pe seama acestui lucru. Nu foarte mult, dar faci, un bănuț faci acolo. Să știți că nu primești nimica, să știți asta. Hai să ne punem pinul, să nu ne trezim cu pinul nepus. Și să dăm unul mai tare. Așa că parcă nu mă simt așa, parcă nu s-au de nimic. Deci s-a făcut lista putrag. Da, eu sunt start plus stop. Bun, Tony n-o zi salit. Încă o dată, Tony zi salit bro. Ia zi dacă zici acum. I-am zis bro, hai că dacă îi zic bro, poate zice salit. Să vedem. La ce răspunde Tony? La bro sau la salit simplu? Bun, nici acum văd că nu a răspuns. Asta e, hai să lăsăm. Mai avem încă un minut până la payday. De obicei payday-ul începe când este fix și 30 de secunde. Adică payday-ul nu este la fix. Votați fotografia, facem așa, bun. A, da, s-a făcut fotografie și eu n-am fost atunci la fotografie. Chiar am luat FV pentru chestia aia. Nu, adică am luat FV pentru chestia aia. Uite că nu l-a nimeni, suntem toți curați. Curați ca lacrima. Curați, curați. Încă un minut, nu mai e mult și 59, deci ce vom face noi? Vom pune niște anunțuri ale unor jucători, evident. Ne vom trece cu anunțuri ilegale, dacă sunt hateri, dacă sunt persoane care nu știu despre server, dacă sunt persoane care vor să te testeze, că
există de surprise pe KJ. Unii spun vând pe KJ 300, știi, și tu pui în loc de pe KJ 600, tu pui pe KJ 300. Și așa zine ție sancțiune și tot așa din greșelile astea foarte minore. Adică nu Reporter este o facțiune în care atenția ar trebui să fie prima valoare pe care trebuie să o, să o folosești atunci când ai AG. Deoarece atenția, de obicei atenția, că și eu am, mi s-a mai întâmplat chiar acum câteva zile să pun în loc de LV, să pun LB și au fost anumite chestii. Alea nu sunt greșeli care sunt sancționabile, numai că dau la ochi și nu este deloc bine să te ia cineva la ochi doar prin prisma faptului că ai greșit o literă, ceea ce mi se pare foarte stupid. De ce să greșești o literă când poți să stai, să fii atent și să pui un anunț? Eu am mai fost rampat în această facțiune, uitați că s-a început și Payday-ul, să băgăm aici frumos. A început Payday-ul mai devreme, nu știu de ce, dar a început foarte devreme acum. În fine, de obicei ce pare la sheet 40, nu știu cum e cu sistemul ăsta, habar n-am, cumpăr Phoenix, The Surprise Feo, news, cars, cumpără vehicul de tip PHONX. SMS 22 news an dr vin de casa cu ID-ul 137 în Jefferson. SMS 28 și facem încet frumos, de ce să ne grăbim? După Jefferson urmează Mars. Sunt nume mai grele. Cumpără bun personal în valoare de 160 de KK. Bă, pe ăsta n-am să-l pun. Nu. News CO Cardel. Cumpăr vehicul de tip Tampa. SMS 400. Bun, și acum aștept, uite că eu deja au pus, hai că pun și eu, Marius, dacă tot o iodalul ăla, hai să punem și noi, cine știe, poate chiar are averea și m-am înșelat. Marius, cumpără bun personal, în valoare de 160 de KK, chiar dacă din punctul meu de vedere este puțin probabil să aibă această sumă, dar haideți totul să o punem, este un punct în plus. Cloud of Iron Ben și Claudiu 04 Ever vinde vehicul de tip Banshee având 5.000 de kilometri. SMS 317. Următorul Kenzor, era unul acum câțiva ani Kenzor oficial care Surprise Talio. Îmi mai aduceți mă pe ăla de Kenzor de, de Oplins? Sau nu vi mai aduceți aminte? Sau poate nu știu ca să am atunci. Cumpăr vehicul de tip Stallion. Vai, se scrie foarte greu Stallion. Stallion SMS 345. Hai că merge. Vând casa Claudiu. Pe ăsta n-am pus odată. L-am pus, nu-l mai punem încă o dată. Era unul, vă mai aduceți aminte, pe Kenzor de acum câțiva ani, de o plâns cu o luat țeapă sau nu mai știu, tot de pe, tot pe Bizo juca. Mi-aduc aminte foarte bine. Erau vremurile alea de te distrai cât te uitai pe YouTube la Bizon. Bun. Mai nână, venit întrebări, să intrați să dați un vot, dai mi mai da vot, frate, ia uite-l pe ăsta. Ăsta, TTC, cum le zic eu la ăștia, tractoriști, ăștia de tractați, eu le zic tractoriști, da, sunt foarte nebun. Când vine vorba de găsirea unei porecle pentru un anumit riotel pe Tony, te bagi în fața mea, bro. Bun, mergem cu mașinuța asta puțin, momentan nu au venit întrebări, deci haideți să mai dăm o dată, sau lăsăm așa, nu? Lăsăm așa sau nu?
Hai să lăsăm așa, să nu mai așteptăm să ne vină întrebări, că văd că acum nu mai vin și mai este încă puțin până o prima grâu și nu cred că mai ar fi necesar să mai cerem. De aici nici nu mai știu clar cine era. Era Z, Bizu cu Z. Hai că pun news, anunțurile gratuite continuă, SMS 431, SMS 334, SMS 72. Hai să punem anunțurile continuă, ca să ne mai dea un mesaj, băieții. Totuși mai facem și noi câteva puncte. De obicei astea se pun ori la minutul 3, ori la minutul 4 și hai să punem totul să fie, să nu fie după că de ce n-ai pus. Dar oricum, puțin probabil să ne mai dea cineva SMS, maxim un SMS dacă vom primi, da, și pe ăsta dacă îl primim. Da, nu cred că primim. Deci cam așa de curge o sesiune de anunțuri gratuite. Pe Bizu la început primele 2-3 minute este un hype-ul ăla, toată lumea vine și îți dă mesaj, urmând ca după, uite că Zut cumpără Maverick. Ne-a venit unul. Cumpără aeronavă de tip Maverick SMS 325. Cumpără aeronavă Maverick 325. Adică nu, na, mamea, puu! Mamă, cum mă încurc. Am mai pus un anunț, așa. Mi s-a încălcit limba în gură. Mi s-a încălcit limba la propriu. Hai că mai puțin, deci la minutul 6 și 30 de secunde noi vom da stop AG pe F, urmând ca la, între 50 să-l filmez, da, între minutul 50 și 10 vom da pe news. Vă prindeți-o imediat, numai este mult, mai sunt încă 10 secunde maxim până se va termina această sesiune. De acum nu mai avem timp să dăm niciun anunț. Ne deja trebuie să ne pregătim să dăm stopul pe slash F la și între 30 și 5, între 30 și 40 se dă pe F. Apropo, nu te simți și mai faci bine sănătos, da bro. Stop AG F. Gata, am oprit sesiunea de anunțuri gratuite pe slash F, adică de acum toți colegii nu mai au dreptul, adică nu mai au voie să pună anunțuri, că le-am oprit eu. Și acum când este și 50, între 50 și 10, uite, între 50 și 07 și 10, pot să dau pe slash news. Și acum vom face stop AG și vom da pe slash news, mie una ta asta. A, da. Stop AG. M-am încurcat, adică am scris o dată pe slash F. Trebuie să pun un punct, în fine. Deci am pus în timp, totul este bine. Cam așa de curge o sesiune de anunțuri gratuite. Dacă doriți, vă așteptăm alături de noi News Reporters când aplicațiile vor fi deschise. Ziceți pe YouTube, pe YouTube să știe băieții. Ziceți pe YouTube, pe YouTube. La revedere YouTube, ciao, ciao, salut, pa. Servus, hai. Cam atât am așa acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă blogul. Nu, încă o dată. Cam atât vă scoate acest episod, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, un coment pentru întrebări sau sugestii și subscribe dacă doriți să fiți la curent cu toate noutățile și pentru clipul noi și șerzat și prietenii voștri. Noi ne vom da la viitoare la noi videoclip minutească. Robi, vă pupă, dulce, vă iubește enorm de mult. Bye!